Salutare! În acest episod vom vorbi despre condimente, clasificarea lor, cum se păstrează și cum se folosesc corect. Condimentul este o substanță a plantelor al căror conținut natural de gust și miros aromatic se folosesc la prepararea diferitelor tipuri de alimente. Sau mai putem spune nume dat unor substanțe de origine minerală, vegetală sau de sinteză, care adăugate unor produse alimentare le conferă gust, aromă și textură specifică. Totodată condimentele se folosesc pentru a servi sau a îmbunătăți digestibilitatea. Mai putem spune că au un conținut mai ridicat de antioxidanți în comparație cu fructele și legumele. Condimentele se împart în patru categorii. Condimente naturale, condimente acide, condimente saline și mai există categoria de produse condimentare industriale. Condimentele naturale pot fi din flori, mugul florar, fructe, frunze, rizom, semințe sau scoarțe ale unor plante aromatice. La capitolul flor și mugul florar avem câteva exemple aici. De exemplu, avem cuișoarele, care au un gust și o aromă puternică și pentru asta se folosesc în cantități mai mici. Sunt foarte asemănătoare și cu florile de scorțișoară. Din acest motiv, cele două se folosesc în cantități mai mici atunci când le folosim. Se pot folosi întregi pentru infuzii sau se pot măcina și folosi în diferite preparate. Avem aici și florile de lavandă, care se folosesc și în dulcețuri, în prepararea deserturilor. Caperele, pe care le cunoaștem cu toții, sunt muguri florali, care se comercializează în formă murată. Batoane de vanilie, din păcate, sunt pe cale de dispariție. A existat o criză mondială acum aproximativ 2 ani. Pentru asta, în ziua de azi, prețul e destul de mare pentru un baton de vanilie. Batoanele se folosesc la infuzii și se crestează, se folosește partea interioară. Atunci când folosim în lichide, îl putem arunca și partea interioară și batonul întreg sau bucățele în infuzia noastră, după care le streculăm și folosim lichidul pe care am infuzat. Florile de trandafil se folosesc în Orient foarte mult și la ceai, și bineînțeles la prepararea alimentelor, mai ales la deserturi. Noi le folosim și în diferite salate. Important este că atunci când vrem să folosim bobocul de trandafir, să-l separăm de partea asta verde, după care se procesează la temperatură foarte mică în tigaie și se usucă, se macine și se folosește. Șofranul, cel mai scump condiment din lume. Motivul pentru care șofranul este cel mai scump condiment este faptul că se recoltează doar manual, nu există mașinărie care să recolteze șofranul și pentru a obține un kilogram de șofran avem nevoie de 150.000 de flori. Trebuie să ținem cont că fiecare floare are doar 3 pistile. Pentru a obține o aromă, un gust și o culoare mai intensă a șofranului, pentru ceai putem folosi pistilul întreg, dar pentru preparatele culinare îl măcinăm, infuzăm cu apă caldă ca să putem să scoatem maximul de aromă, gust și culoare. Eu vă recomand că atunci când nu vă grăbiți să puneți șofranul măcinat peste un cup de gheață să se dizolve lent. Trecem la categoria fructe. Avem câteva exemple aici. Piperul, care poate să fie de diferite tipuri și diferite culori. Aici avem un mix de piper alb, negru, verde și roșu. Sunt diferențe semnificative între aceste tipuri de piper. Avem și un piper Sichuan care se folosește foarte mult în Asia. Este un piper dulce și foarte iute. Piperul lung care are o aromă foarte puternică, pentru asta se folosește în cantități foarte mici și în majoritatea ocaziilor se combine cu diferite tipuri de piper. Sumacul este folosit deseori în bucătăria orientală pe diverse tipuri de carne. Deoarece are un gust acrișor, uneori se folosește și la salate. Anasonul se găsește în forma de stea, care este fructul plantei, dar de multe ori folosim și semințele de anason, care intră în categorie de semințe, cu aceeași aromă, dar stea de anason are o aromă mai intensă.
și se folosește deseori în prepararea sosurilor infuzat, dar și la deserturi. Toată lumea cunoaște gustul de anason de la uzoul grecesc sau rachiul turcesc. Avem ienupărul, care este foarte asemănător cu ienibaharul. Diferența este că ienupărul are o textură mai moale. Ienibaharul, având o textură mai tare, are și o aromă mai tare, mai puternică. Tot din acest motiv se folosește în cantități mai mici în prepararea deserturilor, preparatelor culinare sau în mix cu alte condimente. Ienupărul se folosește deseori pentru prepararea fructelor de mare sau marinarea lor. Coriandrul. Boabele de coriandru se folosesc întregi sau măcinate în diverse preparate sau mixuri de condimente. Lămâia uscată. Se folosește deseori în zona orientală, întreg, în diverse preparate, precum tocănițele. Putem folosi întreg sau putem scoate miezul, evitând sâmburii care au un gust amar. Trecem la capitolul frunze. Frunzele pot fi folosite în formă proaspătă, uscată sau murată. Simple sau în diferite mixuri, precum ierburile de Provence, care conține rozmarin, cimbrișor, busuioc, maghiran, oregano, tarhon și frunze de leuștean. Lemongrasul se folosește infuzat pentru ceaiuri, dar și pentru preparate culinare. Dafinul este unul dintre cele mai folosite verdețuri. Tarhonul se folosește în diferite preparate, precum ciorbe și tocănițe, iar oreganul și rozmarinul sunt cele mai populare verdețuri din zona mediterană. Verdețurile se mai împart în alte două subcategorii. Verdețurile pe care le mâncăm și le folosim ca atare, precum pătrunjel, mentă și busuioc, și ierburile aromatice precum cimbru, rozmarin și salvie, care se folosesc deseori la gătit sau la marinat. Rizomul, partea subterană a unor plante care nu conțin clorofilă. Ca și exemplu avem aici ghimbirul, care are o aromă foarte intensă și se folosește în cantități mai mici, răzuit și gătit de multe ori, sau putem folosi în sucurile naturale din fructe o cantitate foarte mică de suc de ghimbir. Totodată îl putem folosi și la ceaiuri. Curcuma este un condiment cu proprietăți antioxidante care de pe vremuri s-a folosit și în medicină. Aici avem câteva variante, variantă de curcuma uscată întreagă, curcuma macinată și bucăți de curcuma în răjniță. De preferat este ca atunci când vrem să folosim un condiment să-l avem proaspăt, răzuit, răjnit sau măcinat. Semințele. La această categorie avem câteva exemple. Semințele de anason, semințele de muștar, care deseori se folosesc la murături sau se macine și se folosesc în diverse sosuri. Nucșoară și tonka sunt două semințe foarte aromate și cu un conținut ridicat de cumarină. Din acest motiv, folosirea lor în anumite țări este interzisă. Tonka are un amestec de gusturi între vanilie, migdale și scorțișoară. Sâmburele de nucșoară are un înveliș superior de culoarea rozalie roșie, care are o aromă de 10 ori mai intensă decât sâmburele de nucșoară, care se folosește în medicină sau la obținerea parfumurilor. Aici avem semințe de chimen negru, care deseori se folosește în panificație. Semințele de fenicul sunt foarte aromate și se folosesc în cantități mici pentru prepararea tocănițelor și sosurilor. Trecem la scorțișoară. Avem două variante. Scorțișoara Ceylon și scorțișoara Cassia. Scorțișoara conține o substanță numită cumarină, la fel ca și în tonka și nucșoară, și consumul lui în cantități mari poate dăuna grav sănătății. Ceylonul este superior casiei pentru că conține mai puțină cumarină. Trecem la categoria de condimente acide. Oțetul și sarea de lămâie. Oțetul alimentar poate fi de fermentație sau de distilare. Oțetul de fermentație este superior datorită aromei și gustului. Există diferite tipuri de oțet, precum oțetul din vin alb, oțetul din vin roșu, oțet de mere, care au o consistență diferită față de oțetul balsamic sau o cremă de oțet balsamic. Oțetul balsamic se obține din măturarea oțetului și se poate aromatiza cu diferite condimente, ierburi, fructe sau legume. Aici avem, de exemplu, un oțet balsamic cu aromă de trufe
Și aici avem un oțet balsamic de Modena. Despre oțet vom vorbi mai în detaliu în episodul despre dressing-uri. Condimentele saline. Sarea este considerat principalul potențiator de aroma, totodată și conservant. Există variantă de sare iodată și neiodată și diferite tipuri, precum sarea neagră sau sarea roz de Himalaya, care se găsește în formă mărunțită sau în formă întreagă în râșnițe. Sarea piramidă se folosește deseori la servirea steak-urilor, la fel și sarea fulgi, care poate fi aromatizată cu diferite condimente sau ierburi aromatice. Aici avem o variantă de granule de sare afumată cu diferite condimente, care se folosește deseori la fripturi. Aici avem fulgi de sare din Marea Moartă, care este considerată cea mai pură variantă de sare. Se folosește pentru condimentarea manuală, iar dozajul este de 2 degete, 3 degete sau 4 degete. Ultima categorie este de produse alimentare industriale și oleorezinele. Sunt produse sintetice folosite în industria alimentară, în cele mai multe cazuri în formă de cuburi, praf, pastă sau concentrat. În cele mai multe cazuri conțin monoglutamat de sodiu, care este un potențiator sintetic de aromă. Avem diferite variante de curry din diferite regiuni ale lumii. De exemplu, avem curry Jaipur, Madras, Gold Elephant sau curry Thai. Aici avem o variantă de curry din Iran și aici o variantă de curry din India. Diferența între acestea este că anumite tipuri de curry sunt produse pentru Europa, atunci nivelul de iuțime difere cu cele din Orient, fiind mai puțin picante, cel din India fiind cel mai iute. Cardamonul. Boabele de cardamon se găsesc în diferite tipuri. Cardamonul verde, care se folosește în diferite infuzii pentru sosuri, în deserturi sau chiar și în cafea. Cardamonul negru, care se folosește deseori în bucătăria indiană. Iar cardamonul vietnamez este un cardamon foarte aromat, este esențial pentru supă foc. Paprika, un alt condiment foarte popular în toată lumea. Există variante de paprika dulce, iute sau afumată. Aceasta poate să fie aromată sintetic sau prin afumare naturală. Paprika de la Vera este una din variantele naturale și se obține prin afumarea într-un spațiu închis timp de 14 zile, după care se macine și se folosește ca atare. Legumele pot fi folosite și în formă deshidratată și măcinată, precum spanacul, sfeclă roșie, ardei gras galben, ardei gras roșu și ciuperci. Ele pot fi folosite pentru a da gust preparatelor culinare în ciorbe, supe sau tocănițe, dar și pentru aromatizarea sosurilor și pentru decor. Ele fiind deshidratate în mașinerii speciale, la temperatură controlată, își păstrează culoarea, aroma și partea nutritivă. Aici avem usturoiul negru, care este obținut prin deshidratarea usturoiului timp de 18 zile într-o mașinărie specială și se folosește în supe, ciorbe sau sosuri întreg sau în formă macinată. Avem câteva variante de mixuri de condimente, unele dintre cele mai renumite, garam masala, ras el hanout, condiment pentru paella. Aici avem o variantă de ghimbir cu usturoi, iar o variantă de zahăr, ghimbir și portocală, care se folosește pentru ceaiuri și cafele. Condimentul rab. Acest condiment se folosește pentru marinarea uscată prin ungere pe bucăți mari de carne. Ele conțin zahăr sau fructe deshidratate și măcinate. El se găsește în diferite mixuri, precum cu verdețuri, paprika, piper, usturoi, pastrami și multe alte. Și nu în ultimul rând ajungem la chili, pentru cei pasionați de iute. Avem diferite variante de chili. Chili ancho are o aromă particulară fructată de prune și tutun. Piripiri. Gustul picant se intensifică dacă se procesează termic timp mai îndelungat. Fâșii de chili se folosesc deseori pentru decor. Chili Pekin.
Jalapeno verde, chili Amazon. Pescara iuțimii se află la un nivel mai superior de 50.000-70.000 de unități Scoville și se adaugă în preparate chiar înainte de servire. Microplantele pot fi folosite pentru condimentarea salatelor, ele fiind de 20 de ori mai nutritive decât plantele mature. Avem aici microplantă de coriandru, pusioc verde, ridiche roșie, ceapă roșie, floarea soarelui și mazăr. Condimentele se păstrează de preferat într-un loc întunecat și răcoros, în recipiente ermetice, de preferat de sticlă sau de ceramică sau metalice și e bine să le achiziționăm în cantități mai mici, pentru că ori de câte ori deschidem ambalajul, condimentele își pierd din aroma și intensitate. Atunci când condimentăm mâncarea, de preferat este să ne folosim de palmă pentru a doza condimentul, pentru a evita contactul recipientului cu aburii care ies din oală sau din cratiță. Cam atât despre condimente. Dacă aveți întrebări sau sugestii, îmi puteți scrie la secțiunea comentarii. Nu uitați să vă abonați, să dați like și share și, bineînțeles, să activați clopoțelul.